Prețul lemnelor de foc a crescut simțitor în ultimele luni, când oamenii au început să se aprovizioneze cu combustibil solid pentru iarnă. Depozitele din județul Olt sunt însă aproape goale, iar oamenii fac liste de așteptare. S-a scumpit și ăștia se obțin numai pe comenzi, pe toate astea. Trebuie să ai relații când vin ei să te scarșe. Și la iarnă cu ce o să vă încălziți? Anul trecut am folosit reșeuri electrice. Anul ăla metru cub. Cât a fost? 5 milioane și jumate. Mai mult decât anul trecut? Da, bineînțeles. Hai, știi, da. Ce fel de lemn ați luat? Am luat din alea lungi, la metru cub. Poți să vă ajungă toată iarna? Ei, ne ajunge, nu ne ajunge, asta e... Direcția Silvică Olt mai are în stoc material lemnos destinat încălzirii locuințelor. Prețul este mai mare decât cel de anul trecut, dar mai mic decât cel practicat de depozite. Reprezentanții instituției asigură la nevoie și transportul lemnelor. Încercăm să soluționăm favorabil toate solicitările, chiar să suplimentăm cantitatea de lemn de foc oferită spre vânzare, bineînțeles, acolo unde legislația din domeniu ne permite acest lucru. Oltenii care încă nu și-au procurat lemnele pentru iarnă se pot adresa personalului silvic din județ. Reprezentanții direcției silvice fac eforturi pentru ca, la nevoie, cantitatea de material lemnos destinat populației să fie suplimentată. Volumul de lemn de foc disponibil pentru vânzare este actualizat și publicat lunar pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor RomSilva, secțiunea publicitate anunțuri disponibile lemn pentru foc. Pentru a cumpăra lemn de foc, cei interesați se pot adresa ocoalelor silvice din Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești, Slatina și Vulturești, ori pădurarilor din zonă. În Olt, o tonă de lemne de foc de esență tare, fax sau stejar, tăiate și sparte, se vinde cu 650 de lei.